și de nivelări în București. Zona Cotroceni. Pe unde stă prezidentul îmbalat. Am viteiat kilometri. Stai direcția spre pasajul Basarab. Vineri după amiază. A trebuit să fac slalom ca să o iau spre drumul taberei. E un rond aici de un kilometru. Cu multe intersectări de drumuri. Foarte periculoase pentru bicicliști. Și trotinetiste. Cu Opelul de Olt merge lipit de bordură și nu-mi lasă nicio șansă. Trebuie să-l ocolesc. Se stă vor la dreapta, dar eu vreau înainte, așa că trebuie să arăt ca să nu dea peste mine vreunul irresponsabil. Apoi spre centru iar e ambuteiaș. Trafic catastrofal. Simt asta mai ales la cei care se grăbesc. Supraviețuiască.